În ce lume trăim în prezent? Găsim articole, găsim informații interesante, investigăm partea adevărată a lucrurilor și încercăm să înțelegem tot ce ne înconjoară doar printr-o simplă căutare pe Google. Mintea noastră calculează milioane de procese în fiecare secundă, iar câteodată devine foarte greu să ținem pasul cu toate informațiile primite. Dar cum ne dăm seama că ceea ce citim este adevărat sau o minciună foarte elaborată? Sunt câteva modalități să ne dăm seama, iar acesta este subiectul videoclipului nostru. Hai să începem! 1. Ascultă-ți instinctele bazate pe cunoștințele tale. Ca oameni încercăm să înțelegem lumea din jurul nostru bazându-ne pe informația la care avem acces prin selecție, organizare și înțelegere. Acest lucru în mod inconștient poate preveni ca mintea noastră să fie supra-solicitată. Pe măsură ce anii trec și noi dobândim mai multe informații, acest proces al înțelegerii noastre se repetă, ceea ce înseamnă că noi procesăm informația prin modele bazate pe experiențele anterioare. Prin încercarea de simplificare a informației la care avem acces, folosim scurtături mentale care ne conduc câteodată pe căi greșite. Greșelile pe care le facem când încercăm să procesăm informația este un fenomen numit bias cognitiv sau mai simplu este propria ta realitate socială. De cele mai multe ori ne atrag informațiile care se potrivesc cu gândirea noastră personală. De exemplu, imaginați-vă căutând pe internet dacă o anumită dietă va da rezultate pentru tine. Veți scrie ceva de genul, mă ajută această dietă să slăbesc? Iar Google îți va da în schimb informația care corespunde întrebării tale și anume că dieta te ajută să pierzi în greutate. Dar dacă urmăriți să vă îngrășați, o să căutați contrariul. Răspunsurile pe care le veți găsi sunt practic ceea ce vrei să auzi. Așadar, chiar și căutările tale devin biasuri, adică propria ta realitate socială. Cercetătorii de la Universitatea din Ohio au aflat că studenții care caută știri și articole online le aleg pe acelea care le susțin părerile subiective. Drept exemplu, vom vorbi despre povestea monstrului din Loch Ness. În 1934, o fotografie a monstrului a făcut în conjurul lumii cu ajutorul mass-media. Povestea era pe primele pagine ale ziarelor și toată lumea o credea. Asta până în 1994, când un bărbat a mărturisit că a fost doar o figurină făcută după modelul unui submarin de jucărie. Dacă scrii pe Google "există monstrul din Loch Ness", vor apărea aceste imagini false ale monstrului. 2. Ascultă informațiile care nu ți se spun. Dacă ai lucrat în domeniul relații cu clienți, probabil acesta ar fi primul lucru pe care ar trebui să-l cunoști. Când cineva este atractiv din punct de vedere fizic și îți dă indicii gesticulare pozitive, precum zâmbetul sau contactul vizual, acestea pot avea un impact mai mare asupra ta decât cuvintele pe care le-ar putea folosi. Uneori, tot ce este nevoie este doar un contact vizual bun sau o fotografie captivantă și devii atras de idee sau de produsul care ți este prezentat în imagine. Este ceea ce experții numesc efect Efectul halo, care este la rândul lui un fel de bias cognitiv. Când dăm de o persoană atractivă, ne asumăm în mod conștient că persoana respectivă este inteligentă și competentă. Mulți oameni din mass media și profesioniști de renume se folosesc de aspectul fizic și de indicii non-verbale ca de o unealtă manipulativă pentru a câștiga credibilitate și pentru a o folosi în avantajul lor. Dar dacă ești atent la alte indicii non-verbale, îți poți da seama dacă cineva este credibil sau nu. Paul Ekman, de asemenea cunoscut ca detectorul uman de minciuni, este un psiholog american care stăpânește arta de a detecta mincinoșii prin limbajul corpului, expresii subtile sau tonalitatea vocii. Când cineva spune ceva ce nu este adevărat, are tendința de a face expresii subtile care pot avea loc într-o clipită și pot scoate la iveală adevărul din spatele cuvintelor lor. Ar putea fi o încruntare, un surâs sau o sprânceană ridicată. Detectivii folosesc această tehnică pe parcursul interogatorilor lungi și au dreptate în proporție de 80%. 3. Propaganda logică. Carl Jung a spus că oamenii nu au idei, ci ideile au oameni. Și asta explică în mare parte propaganda și de ce credem în ea. Propaganda este o formă de comunicare cu scopul de a influența oamenii și de a-i face să creadă o afirmație. Când vine vorba de propagandă, aceasta este aproape întotdeauna condusă de oameni înfocați care nu reușesc să vadă lucrurile într-un mod obiectiv. Sunt nenumărate exemple de propagandă în lume, iar una pe care s-ar putea să nu o cunoști este cum au devenit ouăle și șunca mic dejunul preferat de americani. În 1920, Edward Bernays a fost un geniu al marketingului. A fost capabil să folosească psihologia pentru a convinge oamenii să cumpere un anumit produs sau idee. Strategiile sale de marketing au atras compania Beachnut Baking, care doreau să își mărească vânzările pentru bacon, care nu erau prea mari la acel moment. Edward Bernays a avut ideea de a întreba doctorii dacă un mic dejun mai greu cantitativ decât untul pe pâine ar fi benefic publicului american. Observați ce a făcut aici? A pus întrebarea manipulativ pentru a obține răspunsul dorit. După ce a primit primul răspuns pozitiv, el a pus aceeași întrebare pentru 5.000 de doctori. Edward a publicat rezultatul într-un ziar cu titlul de studiu, conform căruia șunca și ouăle ar fi un mic dejun consistent ideal pentru americani. Când cineva afirmă ceva cu titlul conform unui studiu, este foarte probabil să creze afirmația respectivă pentru că pare să fi fost cercetată cu adevărat, dar câteodată chiar și cercetările pot fi interpretate greșit. Deci, dacă ești nesigur despre ce ai citit online, găsește studiile despre afirmația respectivă și creează-ți propriile tale concluzii. 4. Totul ține de sursele informațiilor. Donny Miller afirma că, în era informațiilor, ignoranța este o alegere și are dreptate când vrei să știi unde te uiți după informații corecte. Să spunem că faceți niște calcule matematice folosind calculatorul. Dacă introduceți numărul greșit în ecuație, veți obține un răspuns corect pentru ecuația greșită, dar va fi un răspuns greșit pentru ecuația pe care ați dorit să o rezolvați. Aceleași principii se aplică și creierului nostru. Dacă cineva obține toate informațiile din reviste, percepția acelei persoane asupra realității este presărată cu înțelegeri greșite. Nu este un secret faptul că internetul este plin de informații greșite, iar cititul pasiv sau ascultarea nu sunt suficiente în zilele noastre. Când vine vorba de informații precise, este nevoie să sapi adânc. Când vrei să afli ceva singur, folosește mai multe surse pentru orice parte dintr-o informație care ar putea părea dubioasă. Știu că am spus mai devreme că internetul este plin de informații greșite, dar nu este cazul să cauți prin enciclopedii, pentru că și acelea sunt valabile în bazele de date precum și în ziare. Totul este la o distanță de doar un clic. 5. Nu ceda sindromului Pierre Salinger Accesarea tuturor tipurilor de informații este destul de revelatoare, dar să nu uităm de acele false convingătoare de care te poți împiedica în mediul online. Am văzut mii de postări și articole de ziar care scot informații false. A fost un articol de curând care afirma astfel: Un cuplu celebru s-a despărțit în care era descris fiecare detaliu al evenimentului. Cum știrea a devenit virală, mai multe ziare au început să o răspândească, iar știrea despre eveniment nu s-a oprit până cuplul nu a intervenit să nege informațiile. Până atunci aproape toată lumea a crezut știrea, de aceea cuplul a trebuit să afirme public pentru a-l contrazice. Acesta este doar un simplu exemplu moderat de farsă pe internet și se numește Sindromul Pierre-Salinger. Acesta a început cu un jurnalist pe nume Pierre-Salinger care afirma că a obținut informații importante potrivit cărora guvernul SUA ar face niște lucruri dubioase cu rachetele. Bineînțeles că zvonul a fost contrazis, dar farsele încă rămân online. 6. Captivantele teorii ale conspirației. Fie că vorbim despre realizările lui Shakespeare, despre extraterestri din zona 51 sau despre societăți secrete, teoriile conspirației sunt aproape prea captivante și interesante pentru a le trece cu vederea. Dar de ce nu sunt atât de crezute de către public? Potrivit psihologului Michael Shermer, există o explicație simplă pentru acest lucru. Este un exemplu foarte bun despre cum oamenii își creează propriile principii care să le ofere o mai bună înțelegere despre lume. Dacă un eveniment este destul de măreț, ar trebui să se potrivească cu cauza. Este mai interesant să crezi o minciună, mai ales dacă este imprimată în mintea ta de știri conspiraționale, decât să crezi adevărul. Adevărul este uneori plictisitor, dar un lucru mai interesant din spatele unui eveniment cu o explicație logică îți va atrage cu siguranță atenția. 7. Efectul iluzoriu al adevărului. Când Hannibal Lecter a spus "Răvnim la ceea ce vedem zi de zi", se traduce în lumea internetului ca noi credem în tot ce vedem zi de zi. Și aceasta este ceea ce se numește efectul fals al adevărului. Acest termen a prins rădăcini în 1977 și se referă la tendința de a crede că o informație este corectă când ne lovim de prea multe ori de ea. Cu alte cuvinte, repetă o minciună de mai multe ori, iar oamenii vor începe să o accepte ca pe un adevăr. Să spunem că îți arăt un cerc roșu și îți spun că cercul respectiv este alb. Îți vei da ochii peste cap, îmi vei spune că nu este și vei trece peste acest lucru. Ziua următoare, altcineva îți spune același lucru și se repetă zilnic, fie că îți dai seama sau nu. Dai de el de fiecare dată când ești online sau când cineva îl scoate în evidență. La sfârșitul lunii chiar vei începe să crezi că cercul este alb pentru că ți s-a spus asta de mai multe ori decât ți s-a spus adevărul și aceasta este o altă cale prin care ți se spală creierul. Cea mai bună cale de a evita această confuzie este de a lua o atitudine sceptică. Întotdeauna verifică adevărul și nu uita că atunci când ni se prezintă fapte care nu prea se leagă, cel mai probabil nu sunt adevărate. Ce pot spune despre tine? Crezi că ești influențat de ceea ce vezi în mediul online? Răspunde-ne în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!